nu cred că numărul unu, este să călătoriți cât mai mult. Tu ești femeia cu bagajele după tine. Cel mai greu îmi fac valiza mea. Care a fost cea de mai vorba. scumpă vacanță? 500.000 de dolari. Vorbim de Igor Todon, ex-președintele țării? iam ia mă de aici, dumă, te rog, repede undeva, acum urgent. Serios? <laughs> Primii ani de căsătorie au fost tare, focoș. Cum îți reușește? Pe soțul meu despre să nu știe. Cât de confidențială este informația pe care tu trebuie să o păstrezi? Eu nu dau întrebări cu Cine sunt oamenii care își programează vacanțele cu Grand Voyage. Pe cei-aș rută s-a primit că pleacă în vacanțe soț cu amanta și soția cu amantul. Care a fost cea mai dificilă situație în care ați fost uh, puși? Dar mereu se găsește un motiv dacă îți dorești. Tu e video în așa <laughs> Promit că următoarea vacanță este cu Grand Voyage. Nu o să fie camere disponibile. Ei, îți plătesc să ia banii, îți duci pe urmă în vacanță pe banii mei. Invitată podcastului de astăzi este Mariana Cebotari, de 19 ani în domeniul turismului, iar de 15 ani gestionează cu succes Grand Voyage despre cum ne găsim o călătorie și mulți, mulți factori care ne influențează în alegerea în domeniul turismului. Vorbim astăzi cu Mariana. Salut, Mariana! Salut, Zina! Mulțumesc că ai acceptat, știu că emoțiile sunt, dar e firesc așa să fie, nu? Da, bine te-am găsit. E o provocare pe mine, pentru mine, e o ieșire din zona mea de confort. Cu siguranță aceste emoții le ai și atunci când stai cu un client, doar că te-ai obișnuit. Cred că da, primele câte, primii câțiva clienți îmi transpirau mâinile și picioarele și ieșea modul de puteai să storci haină de pe mine. Dar acum mă simt în largul meu. Tu ești omul vânzărilor, tu știi foarte bine să cochetezi cu turismul și totodată să convingi să dai tot ce este mai bun. Cum îți reușește? Eu am devenit omul vânzărilor. După competențele clasice, nu sunt un vânzător deloc, dar am antrenat aceste abilități în timp. Totul se antrenează, se muncește. Evident. Da. ultima călătorie din care ai venit acum să mă lipsim și să dăm un pic de atmosferă de acolo de unde ai venit tu. Am fost la munte acum, în ianuarie, și după munte am făcut un scurt city break în Roma. Nu ne place schiatul și ne schiem toată familia, inclusiv și micuță. Tu ești femeia cu bagajele după tine. Da. Cât <laughs> timp îți trebuie să faci un bagaj? Eu mereu le fac pe ultima sută de metri și îmi ia... Cel mai greu îmi fac valiza mea. Soțul și-o face pe -a lui, fiic mea pe ei. Pentru vlăduță mi-a ajung, cred că 10-15 minute, dar valiza mea e două ori. Și nu pentru că îmi strâng multe outfituri sau îmi iau multe rochii, ținute și așa. Dar detalii. Trusa medicală, cosmetică, nu știu, de toate. Jucării. Primul ajutor trebuie să fie tot da, la tine, evident, în, în bagajul tău, da, da, da. Eu îți mulțumesc că ai venit. Hai să dăm uh, un pic de tempo, șerit <laughs> și, eu și bună dispoziție. Că... M-ați primit! Cu drag! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația și zic că această licoare de la Maestro o să ne predispună. Trebuie să menționez că este într-un top 10 la un concurs din Franța. Apropo, și mă bucur atunci când vinăriile de aici, din Republica Moldova, reușesc să ne surprindă de fiecare dată plăcut. Da, și eu mă bucur. Îmi place mult și sunt mândră când aud peste hotare despre Republica Moldova, despre oamenii de la noi și cei ce fac oamenii frumos cu siguranță. Mm -hmm. Așa că rezonez și împărtăși mândria ta. <laughs> Descoperă eleganța spumantelor maestra. Apogeul excelenței. QV Blanc în top 10 cele mai bune spumante ale lumii. Maestra, excelența are nume. Vorbeam despre faptul că ești mândră atunci când auzi despre producătorii autohtoni Că își iau diverse locuri peste hotare și rezonează cu tot ce se întâmplă aici, cum se aude grand voyage peste hotare și aici. În timp, tu ai reușit să faci foarte multe lucruri. Da, e adevărat. Și, într-adevăr, sunt mândră de producători, sunt mândră de ai noștri de peste hotare care fac lucruri frumoase, sunt foarte mulți oameni care au succes. Ce ține de Grand Voyage? Uh, cred că 12-13 ani în urmă, când mergeam la expoziții internaționale, atitudinea că ești din Moldova era foarte deosebită <laughs> în ghilimele, cumva așa. Moldova, Moldavii, Maldivi, adică odată mi s-a înregistrat bagajul până la Maldivi în loc de Moldova, în loc de Chișinău. Și cumva așa, da, eram priviți, știne, atenție, ni se acorda în ultimul rând, că eram priviți ca cea mai săracă țară din Europa, ce mai poate să ne dea și o agenție de turism din Moldova, cam ce clienți, câți clienți, adică aveam așa un statut mai puțin de invidiat și sunt foarte mândră că în timp am reușit să demonstrăm că și cei din Moldova pot și sunt turiști și clienți și oaspeți mulți și că moldovenii călătoresc și că anul trecut au fost aproape 3 milioane de oameni care au zburat de pe aeroportul Chișinăului și că se rezervează și hotele de lux și vacanțe de lux și ne primesc cu brațele deschise și ne invită la târguri, la expoziții, la călătorii informaționale, la workshop-uri, la premieri. <laughs> Ai spus apartamente de lux și vreau să întreb aici, cred că e firesc, moldovenii noștri au bani? ei își permit apartamente de lux, își permit hotele mai glamuroase. Evident că da. Cum se zice că nu este pădure fără uscăciuni? Poate că salariul mediu pe o economie este unul care e mult mai jos decât cel din Europa sau din alte țări, dar evident că sunt și oameni de succes și oameni care știu să facă bani și știu să-i cheltuie banii. Dar trebuie să fim mândri de nația noastră că reușește totuși să atingă razele de soare și să se bucure de vacanțe frumoase. Care a fost cea mai scumpă vacanță, apropo? Iată, hai să ne oprim aici! aici? Uh, <laughs> Sau clienții. Depinde, dacă a ta a fost poate mai scumpă ca clienților, de ce nu? <laughs> Încă nu mi-am permis, dar îmi place cum sună. <laughs> poate va fi un target <laughs> pentru viitor. Um, știi, îmi place cum se dezvoltă în genere ramura și cât a schimbat COVID-ul, adică a adus foarte multe momente negative pentru toți, dar sunt și repercursiuni pozitive. Adică pentru noi s-a deschis foarte mult geografia și avem clienți nu doar din Republica Moldova, dar și de peste hotare pe care îi deservim. Un client de-al meu din România mi-a spus, Mariana, tu știi cum, cum lucrați voi? Românii nu lucrează. La ei la ora 5 atât s-a închis biroul, s-au închis telefoanele și nu se mai răspunde nimeni la orice ora zilei. Că de obicei, oamenii ziua lucrează și seara vin în sânul familiei sau se strâng cu gașca, cu prietenii și începe a discuta. Dar unde mergem? Bașara și evident, întotdeauna au fost da, muncitori. Și evident apar întrebări. Dar trebuie viză, dar este rutul direct, dar cam cât costă? Și primim des, foarte des apeluri la ore, nu știu, 8-9-10, adică peste programul de muncă, Întrebări consultative, cam unde s-ar putea, da, da, de anul nou, e bine, în Vietnam, da, pentru Australia trebuie vize, da, da, cât e de greu deschis vize în America, da, pe croazier, adică tot felul de întrebări. Și acest lucru ne evidențiază față de, nu știu, alte agenții, din alte țări. Și datorită acestui fapt, am strâns mulți clienți din multe țări ale lumii. Avem din România, Elveția, Spania, Marea Britanie, Belgia, Germania, Norvegia, SUA, cel puțin. Și revin la întrebarea ta cu cea mai scumpă vacanță. Cea mai scumpă vacanță organizată de către noi pentru clienți a fost de 500.000 de dolari. A fost un eveniment privat a unei familii, cu o gașcă de 40 de persoane, da? care au sărbătorit-o. Frumos, frumos este hotarim. Din ceea ce spui tu, îmi dau seama că foarte mult contează orele care le dedici pentru lucrul tău. Grand Voyage lucrează 24 din 24 în momentul în care este o necesitate, voi sunteți la linia telefonului. Da, asta este diviza noastră și asta este ceea ce cultivăm. La fiecare interviu de angajare, eu mereu spun că Deși orele de birou sunt de la 9 până la 7, dar suntem în legătură 24 din 24 și nu toți rezonează cu asta. Angajații când vin la tine se sperie sau unii sunt foarte loiali și înțelegători? Mulți nu înțeleg. Lor le pare că asta, evident că le zic, clar că nu este în fiecare zi, nu sunt o multitudine de sunete, dar când apare necesitatea la o urgență sau la o consultație pentru un client, noi răspundem, noi suntem la legătură și răspundem la orice oră zile. Și cineva, nu, mulți nu înțeleg despre ce merge vorba. Mi se pare că, păi și ce, dacă mă sună cineva odată, nu știu, un an, la ora 5 dimineața o să răspund, nu e atât de grav. Dar până la urmă este un job pe cât de romantic și de interesant, pe atât și de dificil și stresant. Revenind la vacanța cea mai scumpă de 500 de mii, așa, exact, da? Am înțeles. Plus, minus, nu mai Plus, 500 minus. 2, 500, 5, nu, mai, nu mi amintesc exact. Să înțelegem că Grand Voyage, compania voastră, poate să organizeze și dita mai evenimente, nunții, petreceri... Tot ce căsătorie, e tot ce ne dorim. Tot ce Dar asta arată foarte, cum ziceai, romantic, fabulos și spectaculos. Cred că fiecare cuplu își dorește așa o nuntă. E costisitor, se poate de găsit un buget mai minim. Sau cum funcționează aici lucrurile? Cert că eu întreb pentru mirii care cunosc <laughs> foarte mulți tineri care își doresc nunți mai deosebite, dă-ne un pic din casă. Cum se organizează aceste momente? Um, evident că pot fi nunți de diferite bugete, foarte mult depinde de pretențiile, de dorințele și fantezia mirilor, uh, de numărul de oaspeți sau de invitați, de cât de departe doresc să o facă. Deci, dacă poate fi. Uh, noi am organizat anul trecut o nuntă pe coasta de azur de 12 persoane, în care mirii au plătit pentru toți și bugetul a fost dacă nu mă știu, 20 de mii plus minus, 20 de mii de euro. Dar au făcut într-un local, într-un hotel foarte frumos, în Cap Ferrat, în, sori, în lângă Ez, într-un hotel micuț, butic, cu o vedere frumoasă la mare. Adică mirii propriu zis au fost cazați într-un hotel de patru stele, că aici a fost partea economică a lucrurilor. S-au rezervat zboruri din timp, dar a fost un eveniment frumos din ce punct de vedere și au invitat artistul preferat, au avut Meniu de restaurant Michelin, au avut decor de flori foarte frumos de la niște moldoveni care lucrează pe coasta de azur. Um, au avut muzică de fon, adică, um, iată, aceste organizări, și inclusiv bugetul de cazare pentru cele 12 persoane, au ajuns la 20.000. Evident că poate, poate fi și un buget mai mic atunci câ când mai. Uh, scoți din aranjamentele florale. Unii miri aici în Chișinău fac aranjamente florale de 30 de sau 40 de mii de euro. <laughs> Apropo, noi am făcut nuntă un în Grecia anul trecut, da, anul trecut, în vara anul trecut, dacă nu mă înșel. Și din câte îmi amintesc că eu, bugetul floral era în jur de 20 de mii de euro. Adică totul e foarte individual, e exact așa ca și în Chișinău, poți face o nuntă de 10.000 de euro, dar poți să faci una de 200.000 de euro sau chiar mai mult. Câte țări ai văzut? Îmi dau seama că ai călătorit foarte mult. Practic tot ce ce recomanzi, tu ai reușit să vezi? Evident Și chiar că din experiența ta să spui e, e bine, nu e bine? Evident că nu tot. În portofoliul meu personal am 55 de țări dar n-am mai numărat, m-am pornit uh, în weekend să număr orașele <laughs> pentru că în Italia cred că am fost de cel puțin, nu știu, 30-40 de ori foarte, foarte mult și foarte multe regiuni vizitate, dar evident că nu tot globul pământesc, nu știu e mult, îmi doresc până la 100, 100 de propun, ani da. reușești, dar eu când călătoresc îmi place să o fac calitativ, adică eu nu merg să mă opresc pe o zi ca să bifez că am fost în, nu știu, Coala Lumpur, eu merg și explorez, îmi iau ghid neapărat îmi place să aflu istorie, călătoriile mele sunt de obicei foarte dificile logistic, eu merg prin, nu știu, iată, de ziua mea de obicei este Um, am dreptul să aleg, să merg acolo unde vreau eu, pentru că soțul are unele preferințe la vacanțe, copiii erau mici, soțului nu-i prea place și fetiței mele să meargă, nu știu, prin muzee, castele și așa mai departe. Lor le place să meargă pe stradă, să le se povestească, să le se arate. Mie îmi place să saburez un, tablo, un tablou, să mă aflu despre pictor, despre... Um,

tot cu cazări și vizite de castele din Franța, Valea Râului Loire. Adică în, într-un an am mers în Toscana și am vizitat podgorii, vinării, plantații de măsline, masterclass cu măsline. Îți mm. place cultura fiecărei țări, da, îți da, place da, să da, cunoaște, da, da, ce da. se întâmplă și cum se întâmplă. așa da. și atunci, vrem, deși masterul se convin, fița mea, într-o într-una din călătorii, tot strângeam valizele și i-am întrebat, mama, dar noi de data asta tot asta avem infotur. <laughs> infotur asta sunt călătoriile noastre profesioniste, unde noi mergem și într-o călătorie, într-o zi, vizităm 10 regiuni, în fiecare regiune câte 30 de hoteli pe zi ca să le cunoaștem. Și, într-adevăr, eu ziceam că noi vacanțele, noi sunt de obicei combinate. Dacă am mers în Maldive, am, vizita, am combinat două sau trei hotele, știi? Stăm patru zile, trei zile, patru zile, așa, ca să vedem cât mai mult. Da. Spuneai de ziua ta, merg și copiii? Merge toată familia da. sau preferi uneori să-i vadezi singură? Noi călătorim doar împreună, mereu toți, odată pe an soțul merge singur la sanatoriu, deci excludem deplasările, că avem și eu și el deplasări de serviciu. Odată în an el merge la sanatoriu singur și anul trecut, 2023, pentru mine a fost așa unul cu schimbări majore, știi, unul existențial în care merg și eu la sanatoriu prima dată singură, sanatoriu. La o Că clinică de, de detox, da, sună atât de uh, mă la Da, 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 exact. Uh, da. Eu am mers într-o clinică de detox în Elveția și am fost super entuziasmată și această călătorie de una singură pentru mine a fost așa foarte... Uh, Mi-a schimbat viziunea asupra multor lucruri. Cumva așa ca să vorbesc foarte general. Vreau să te întreb și care a fost cea mai ieftină călătorie, dar tot pe parcurs, important acum, ce te-a făcut să ajungi la ce faci astăzi. Ai 19 ani de experiență în domeniul turismului, dar începutul tău, cum te-a adus până aici? Drumul meu a fost unul din întâmplare. Uh, era, ea am absolvit școala, mămica mea cu sora mea, din păcate, au nimerit într-un accident rutier și eu nu știu ce vreau, ce vreau să fac. Eu nu știam unde merg să depun actele. Eu nu știam un, ce profesie să-mi aleg. Și mama mea era în spital, tăti cum eu spune, hai că trebuie să mi ducem undeva. Hai. Ne-am dus la academie, era prea târziu, cumva eram așa Știi, sunt copii descurcăreți, planificați, calculați, care știu că trebuie să depună actele până pe 10 iunie. Noi ne-am trezit pe 12 iunie și la Academie actele nu mi le-au primit. Am mers la Universitatea de Stat, la juridică, la fel era târziu, nu mi-au primit actele. Eu, de fapt, vroiam la medicină, nu pentru că simțeam că am talent de medic, dar îmi doream să fac o muncă nobilă și mi-e părea asta atât de atât de

Acolo ne-au primit, au zis că încă e ultima zi în care primesc actele, ne-au arătat curicula ce facultăți au, am ales din asta bănci bursă de valori, știi, așa, e hai, bănci bursă de valori. Tot cum spune, du la business. <laughs> Și am ales bănci și bursi de valori, am absolvit patru ani, am făcut patru ani de bănci și bursi de valori, um, am făcut studii peste hotare, schimb de experiență în Olanda, un an de zile, uh, după care uh, mi-a plăcut, mi-a spus odată o clientă de mea viață, mă iubește prin oameni. Păi iată, pe mine tot viața mă iubește prin oameni. Dumnezeu mă iubește prin oameni și mi-a dat foarte des oameni frumoși, oameni buni, călăuzie, oameni călăuzie în viață și s-a primit că, nu o să zic că eu am fost atât de genială că m-au invitat la aeroport să lucrez. Nu, eu, de fapt, am fost mereu eminent în școală, am învățat foarte bine și am finisat facultatea cu media 10 și la momentul când am absolvit, în țară erau 24 de bănci comerciale. Eu am depus CV-urile la toate și am fost la toate la interviu și nu m-a acceptat, nu m-a angajat nicio bancă comercială. Era unica singură bursă de valori. Am mers la profesorul meu, domnul Igor Dodon, dacă mă mai ține care mi-a fost profesor în facultate. Vorbim de Igor Dodon, ex-președintele da, țării? Da, 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 da exact. Uh, am trecut interviu și mi-a zis că nu, nu au, nu au uh, posturi vacante. Adică nu, nu pot să mă angajez. Și am stat încă vreo două săptămâni acasă, am expediat CV-urile oriunde s-a putut și atunci a apărut această posibilitate. Cineva din cunoscuți a rugat să mă angajeze la aeroportul internațional Chișinău, în secția economică. Adică nu pot să zic... Real, eu acum înțeleg că mi s-a creat un loc de muncă pentru mine. Și cumva și eram privită, știi, ca proteje, că i-a adus-o cineva. Dar, dar atunci când cunoști, știi să muncești, știi să lucrezi, știi și ești o persoană care cunoaște și depune efort, deja am avansat grație efortului și grație mie. Și iată lucrând în aeroport, compania era în Moldova lansa cursa spre Frankfurt, Uh, acum noi avem și Google Translate și de toate, tot felul de instrumente, dar atunci erau timpuri când uh, ai noștri de la Air Moldova scriau pentru că se negociau sloturi, ore de zbor, permise de zbor și așa mai departe. Noi acum avem cerul liber. Uh, dar atunci ai noștri scriau în engleză, lor li se răspundea în germană. Știi? Vineau faxuri așa foi din astea așa, care ieșau din fax în Ca Da, și nu era la Air Moldova nimeni care să vorbească germană. Și au, mă invitau pe mine, pentru că eu am învățat, germană a fost a uh, limbă în facultate și o știam bine, am mai făcut și a vorbeam bine în germană. Mă invitau să le traduc. Mai întâi traduceam scrisori, după aia vorbeam la telefon, după aia mă invitau la negocieri, pentru că nu e atât de ușor a lansat o curs, o curs aeriană. Uh, și petreceam mai mult timp la Air Moldova. Într-un moment dat, uh, nu mai țin minte, poate directorul comercial, poate director general, uh, a propus să facă transfer de funcție de la aeroport la Air Moldova. Așa am nimerit la Air Moldova. Ușor, ușor, tu ai intrat în pâine, da, ai da, intrat da, foarte da. firesc și foarte natural. Da, exact. Dacă la început uh, ai venit cu pile, da, așa cum da, se zice, da. Da. apropo, aici cred că se poate de discutat mult mai mult uh, când ajungi la un job și ești sărguincioasă, dar vii de undeva, toți așa. Da, da, da. Te pândesc, da. te urmăresc să nu duci mai departe discuții? E adevărat, mai ales aviația, e așa o mafie, știi? Ai de... avut situații? Da, am avut situații în care am fost invitată să scriu cerere de eliberare, pentru că mie nu mi-a plăcut...

așa și după care mi-a explicat șeful meu, șeful de secție, că uite așa a fost situația, că doamne, nu mi-a plăcut, că tu nu rezonez cu ea și cu și cu gusturile ei muzicale. Serios? <laughs> da, serios, adică se întâmplau atâtea lucruri interesante acolo. Dar am revenit. Ai Iar scris grație... Da, am scris, am stat două săptămâni acasă, după care, grație domnului Igor, domnului a făcut așa ca să mă întorc, ca să mă întorc, sau să mă întorc, să mă primească înapoi, cumva, așa. E bine că e, era și grație, cineva să te da, era și grație domnului șefului meu de atunci, dar și eu aveam meritele mele, pentru că și eu am făcut multe pentru Ermoldova. Nu știu, chiar foarte multe. Și am economisit bani și am salvat bani și le-am găsit. Adică am făcut, real, am făcut și multe pentru Ermoldova. Mă gândesc la cele două săptămâni ale tale când ai stat acasă, pentru că nu-ți plăcea. Era... Asta îmi pare acum atât de banal. În zilele noastre, oricine și se poate da cu părerea da, faptul că erau atunci erau diferite. alte vremuri, cred că și-au lăsat amprenta. Da, era o doamnă care era, nu, știu, nu mai țin minte soțul ei. Eu nu mi amintesc -am exact ce era, dar eu am aflat despre asta mult mai târziu, despre motivul Adevărați. Da, Dar atunci cum s-a justificat? Atunci s-a justificat că am întârziat de nu știu câte ori, deși rămâneam, am avut zile când s-a lansat cursul spre Lisabona, nu am, dur, am stat la Irmoldova de joi până duminică, fără să plec acasă. Nici măcar. <laughs> adică, cumva s-a găsit. Zina, mereu se găsește un motiv dacă îți dorești. Pentru orice. Doar să vrei. Da, dar a fost o școală interesant și puternic. Așa. Am înțeles cum tu ai fost ca angajată. Da. Dar cum este Mariana Cebotari ca lider, ca fondator, ca director? Și... S-au schimbat un pic lucrurile, azi tu decizi și poți să dai afară pe cineva dacă nu-i place țara pe care tu o vrei sau țara care ție îți place și ții la ea. Cum ești tu? Eu îmi pun întrebarea asta în fiecare zi și este este ceea ce lucrez în fiecare zi și conștient când mă duc la lucru, îmi zic și vizualizez cum o să vorbesc, cum, um, cum o să fac ședința, cum o să pun tascuri și așa mai departe, pentru că um, pentru mine e foarte dificil. Eu îmi explic, eu de fapt sunt o persoană care știe să dea, dar și știe să ceară mult sunt perfecționist, desăvârșit și îmi place să fie totul ca la carte, aranjat, la timp, frumos, așa. Și cer același lucru de la oameni. Și îmi explic asta prin cei 10-11 ani de sport de performanță care l-am făcut și care au educat în mine, iată, disciplină, tărie, aspirații, nu știu, Rezistență, cu siguranță, da, ca să da, te facă da. mai rezistentă la da. toate valurile vieții care vin da. peste noi. Ce fel de sport ai făcut de performanță? În not. Am făcut. În notă. da. Tu ești prima la not. Uh. <laughs> <laughs> uh. Nu întotdeauna te-ai pus la întrecere uneori cu copiii tăi, cu soțul Acasă? Tău. evident că nu am pus la întrecere. Nu, no, că pierd. la noi soțul cap ca familie. <laughs> Eu nu mă <laughs> întreb cu soțul. Dar evident că după ți ani nu are nicio Dar știi, șansă. știi, da, nu, ai nu au nicio șansă. Soțul meu se mândrește cu asta și noi când mergeam, când încă eram tineri și neliniștiți, când mergeam cu prietenii, cu gașca la mare împreună, eu mi mare, arat, hai arat, cum nu tu. Am avut recent, doi sau trei ani în urmă, noi am fost în Turcia la un hotel foarte fine care e așa într-un bay amplasat și are o linie din asta special divizată pentru un not. Și ei organizează o dată pe săptămână întreceri la not. Premiul cel mare era o plimbare cu iahtul la uh, apus și nu mai țin minte niște cocktailuri, niște șampanie, niște, nu mai țin minte ce. Și știi cum vin umbla animatorii pe plajă și îi invită cine participă la concurs? Și toți meu, hai, 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 știi, hai, du-te, du-te, nu vreau, mie nu-mi place. Știi cum mănânci când ai mâncat prea multe banane, numai, nu, 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 mai vrei să le mai vezi în ochi, nu știu. Erai câștigat de plimbarea zi, pe iaht. Mm -mm evident că am câștigat, dar e, partea haioasă a lucrurilor că s-au strâns așa niște nemțoaici, niște cu pătrățele, se vedea că ești antrenat cu ochelari, eu nici nu am gândit să-mi iau la mare ochelari pentru bazin, știi? Cu ochelari, cu de toate și s, a, dar erau niște turiști poate Kazahstan, Turkmenistan, nu știu, din țările asiatice, spuneau, a, după ce am finisat și am că eu am fost câștigătoare, văzut видел нашу молдаванку? Ce <laughs> înseamnă? Uite cât de frumos. Tu câștigi da. și cu acest sport de performanță peste tot. Tu cu gran voiaj ai reușit să ajungi peste tot în lume. Practic, ți-au mai rămas câteva țări de explorat și nimic întâmplător. Se vede în tine femeia asta cu caracter, dârză, puternică, sigură pe ceea ce face. Că ai făcut în notul, a fost voia părinților sau decizia mea. ta? Nu, în da? a fost decizia mea. Nu știu, mulți ani în urmă, când eu eram în clasa întâi, toate um, cercurile um, ocupațiile suplimentare eu mi le-am ales singură. Veniau în clasă și trebeau. Cine vrea, să na plaveni, care eram în școală rusă. Cine vrea na plaveni, cine vrea na box, cine vrea na sportivno atletică Și și am zis că eu vreau la not. Și eu singură m-am dus și am făcut multe, zece ani de zile, am făcut un de două ori pe zi de dimineață, m mă, mă ducea la 6 dimineața, deja începea, începea antrenamentul până la 8, după aia deodată la școală, după școală de la 2 jumate până la 8, iarăși avem antrenamente. Adică eu atunci, în perioada, am avut uh, tentative de a lăsa știi, în perioada de adolescenți, când tu vezi că după școală toți pleacă undeva la sofcă, stăteau cu gitară, ieșeau în oraș, stăteau feti cu băieți, dar eu, știi, îmi plam cu părut, veșnic în costum sportiv și trebuia să merg la antrenament. Adică eu am avut tentația să lăs, dar atunci au insistat părinții pentru ce acum le sunt foarte recunoscătoare, foarte extrem. Da. Tu te-ai născut în Chișinău. Da. În Chișinău. Vorbitoare mai mult de limba rusă în copilărie. Părinții tot discutau în casă de limba rusă. Nu, părinții sunt, mea e din, de la Florești, de la Mărculești, e moldovean, că tăticul meu e român, din regiunea Cernăuți. Noi suntem o familie de moldoveni. Dar iată, job și cumva, după ce am trecut de la Air Moldova la Holiday Service, la agenția de turism, clientela era vorbitoare de limba rusă clientela și angajații. Adică am nimerit într-un mediu rus și acum rusă o vorbesc mai bine ca română. Păi ziceai că și școala ai făcut în rusă. Nu, în clasa 1 era o școală rusă în care era o, grup, o clasă mixă, mixtă la început, adică... Foarte puțin, puțin da. Școala era rusă și profesorii, mare majoritate, și cei care veneau pentru suplimentare, pentru, pentru că școala numărul 26 era unită cu școala sportivă numărul 11. Și cei care veneau să recruteze copii în secții erau vorbitori de rusă. Nu strică niciodată să știi mai da, multe limbi, evident. tu cunoști rusa, româna, <coughs> germana și... Engleza. și engleza. Eu cred că în viața trecută am fost, nu știu, un poliglot pentru că mi se dă foarte ușor orice limbă. Eu a treia zi, noi am fost cu mamica în China în 2008 la Olimpiada, adică am mers la soarea mea că ea acolo învăța și a treia zi eu cu taxiști în restaurante în chineză mă înțelegeam din minune. Cu tine să te pornești în lumea mare, nu te rătăcești. Mm -hmm. <laughs> tu încerci să găsești limbă comună cu toată lumea. Ca să vorbim un pic și despre familia ta, ești mama a doi copii, mm -hmm. ai un soț iubitor și grijuliu și împărțiți practic cam aceeași pâine, același job, doar pe segmente diferite, mm -hmm. dar dă un pic tot din casă să știm dacă voi vă bateți la acest capitol sau e o înțelegere perfectă. <laughs> Noi nu ne batem la sigur la capitolul ăsta, dar Dacă avem... nu vă bateți. <laughs> <laughs> sunt norocoase, nu ne batem deloc. Iată, reușim să ne înțelegem. Adică evident că avem divergențe, suntem aprinși ambii și eu sunt holerică, e și el e foarte aprins avem viziuni diferite, dar nu ne-a bătut niciodată, am reușit să găsim formula în care să comunicăm ca să fie cumva ecologic, să ne înțelegem unul pe altul. A durat drept că am avut primii ani când ne întâlneam, după ce ne-am cunoscut, chiar și primii ani de căsătorie au fost tare focoși din toate punctele de vedere. Dar reușim. A, ca să, răspund, ca să răspund la întrebarea ta, Zina, da, suntem din aceeași industrie, cumva așa ne-am cunoscut, conducem afaceri similare, dar până la urmă diferite, clientul, clientela țintă este diferită, produsul care îl realizăm este diferit, discutăm acasă mult pe marginea jobului avem și păreri diferite. El, apropo, este mult mai loial cu colectivul lui, cu oamenii care îi gestionează, cu afacere care îi gestionează și iată aici. Se întâmplă uneori între soci și soție să existe concurență? Eu cred că da, evident că se întâmplă se întâmplă concurență de tot felul, nu știu, oamenii concurează la diferite capitole, cine mai mult câștigă, cine e părinte mai bun, cine nici, nu știu ce ar putea să-mi vină prin cap. Mi, mi pare că în genere viața e un fel de concurență. Dar că trebuie să te înveți conștient, nu știu, și la noi a fost concurență. La început s-a simțit mai multă concurență da, ca acum. Da, da, s-a simțit. Asta e soțul meu despre asta, nu știu, <laughs> Dar, Dacă o să privească podcast, ce da, să afle și el ceva nou. Dar lucrurile s-au schimbat calitativ atunci când eu am încetat să concurez. Eu am realizat asta, că eu concurez, Că când ai înțeles am? acest lucru? Ai fost la un psiholog și ai discutat? Sau tu cu tine ai avut așa o discuție? Eu am fost și la psiholog. Adică nu mi-este rușine să vorbesc despre asta. Mie mi se pare ceva normal și evident că atunci când nu poți să te isprăvești singur cu tine, trebuie să apelezi la ajutorul cuiva și cel mai bine să fie ajutorul unui specialist. Dar eu am înțeles asta cumva singură, și asta a fost fără meditații lungi, fără, nu știu, așranuri, și fără întrebări scrise și așa mai departe. Asta a fost ca un flash. Iată, un flash pe moment, dintr-o situație, nu mai țin nici ce situație a fost, din asta așa știi, de, de acasă, în care am înțeles lucrul ăsta. Ai zis, Mariana, oprește-te, da, da. ai grijă să-ți păstrezi familia, pentru că asta poate duce da. la destrămare, dar voi aveți doi copii? Da, da, doi. Tu l-ai întâlnit pe soțul tău când aveai 27 de ani? 20, da, 20 27. 27 de, de ani. Sau 20, nu mai țin minte exact. Da, Mi 20, și, că 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 <laughs> la 29 de ani. Ca mine. La 29 de ani tu ai jucat o nuntă. Da. Aici, în Republica Moldova aici, sau da. la mare? Nu, aici, aici. Încă nu era la modă să-ți organizezi nunțele? Ba da, era la modă, dar soțul meu e foarte patriot, -și patriot și cu tradiții, dar și pentru mine era important să fie bine, noi părinții ne-am fi luat oricum, știi? Dar pentru el era important să fie prieteni, familia. Bine, până la urmă a fost o decizie, pentru mine era un vis să mi fac nunta undeva așa cum aș vrea eu, pe malul mării, într-un cerc restrâns dar cumva realitatea că avem și bunii și eu eram, știi, nu știu, da. mulți cunoscuți și părinții, cumva noi ne-am lăsat, iată, ne-am conformat cu realitatea că nu că trebuie, da. Că e și trebuie. Frumos, Da, trebuie să facem și frumos. aici. Și frații, și surorile, și cumva multă lume importantă pentru noi care trebuia să fie la acest eveniment. Iată așa cum v-am explic. Dar atunci nu, ne fi, nu, nu, puteam să ne permitem să-i luăm, să mergem undeva, să o jucăm în afara țării. Și financiară, probabil. Financiar, da, da vorbesc de partea financiară a lucrurilor. Că eram nu chiar tineri, dar adică pentru 15 ani în urmă. <laughs> erau dar, vremurile mai grele. Eram dar realizați, era dar nu într-atât ca să ne putem permite să jucăm un nuntă peste hotare de cel puțin 25-30 de oameni. Așa aș formula decizia. De. Încerc acum să fac un calcul și să-mi dau seama. În perioada aceea deja aveai Grand Voyage-ul? Erai stăpână da. La agenția aceasta de turism nu, să... În 2009 am lansat 1 iunie 2009 A fost ziua deschiderii ușilor uh, Agenției Grand Voyage Erai deja căsătorită era În 2007 noi ne-am căsătorit da. Nu, în 2009 ne-am căsătorit, pardon Da, noi am deschis În iunie Gram Voyage În septembrie eu m-am căsătorit Dar lucram în turism, oricum da, În 2007 am trecut de la Moldova la Holiday Service da, 2006, la Holiday Service, am lucrat, le-am dezvoltat departamentul de vânzări bilete de avion, după care proprietarii de la Holiday Service mi-au propus pe condiții de parteneriat să deschidem un oficiu pentru client, clientela VIP. Și atunci eu am acceptat și iată așa a apărut pentru iunie 2009 gram Voyage. Eu eram și administrator și cofondator și așa suntem și până în ziua de astăzi. Um, Ai spus că ați deschis inițial pentru categoria de oameni VIP. Da. Acum tot doar această categorie a rămas. Cine sunt oamenii care își programează călătoriile, vacanțele cu Grand Voyage? Îi primești da. și pe cei mai puțini din VIP? <laughs> Zina, ușile noastre sunt deschise pentru oricine, absolut. Și vorbeam mai devreme de cea mai ieftină vacanță. Cea mai ieftină vacanță a fost, cred că, de 600 de euro pentru patru persoane din categoria turiști-eroriști <laughs> poate vorbim despre asta mai târziu uh, e atât, cumva la noi e un clișeu VIP, știi? că asta înseamnă că aici e scump că aici um, și trebuie să fii foarte atent uh, nu toți se văd VIP pentru oameni diferiți VIP are semnificație diferită da? Nu neapărat buget. Exact despre ceea ce spui tu acum. Da, adică așa a fost deschis atunci. Dar dacă vorbim de filosofia noastră, de filosofia Grand Voyage, VIP, Travel Club, noi punem semnificație că fiecare client al nostru, când vine la noi, trebuie să se simtă VIP. Deci nu este despre buget. Este despre atitudine și despre ce dăm noi clientului, și cum îi răspundem, și cum îi vorbim, și ce îi oferim. Indiferent de bugetul pe care îl ai, noi trebuie să-ți dăm cea mai bună opțiune, cea mai um, calitativă, calitativă da. cea mai optimală. Da. Mi-a plăcut răspunsul tău, pentru că noi cam avem aceeași dilemă: dacă tot este VIP magazin, toți se gândesc, ei, dar eu nu vin la voi, că acolo vin doar VIP-urile. Uh -huh. Nu. Tare bine ai răspuns. Da. Noi te poziționăm așa. Pentru noi, tu ești invitatul, tu ești vipul, tu ești cel care trebuie promovat sau trebuie. Să-și spună povestea, ca prin exemplul lui ulterior să meargă alții și să pășească frumos și corect prin viață. Vorbeam despre Grand Voyager și vreau să rămânem încă un pic aici, fiindcă cei 15 ani de activitate, de când tu ai început, mm -hmm. foarte multe lucruri minunate s-au întâmplat, pe lângă faptul că tu încerci oamenilor să le deschizi calea spre mai multe culturi ale lumii, dar voi se face achitarea și prin cripto, ceea ce aici este mai puțin în da. unele agenții de turism. Dar hai să ne spui ce înseamnă cripto pentru cei de acasă, fiindcă este o achitare diferită și noi suntem obișnuiți cu lucruri palpabile. Cum se mm -hmm. întâmplă și cât de real este acest lucru? Dacă o să-mi permit să revin un pic la subiectul anterior, da? Și Te vorbeam... rog, da. da. Deci, într-adevăr, iată, eu îți povesteam mai devreme cum îmi place să-mi organizez eu mie vacanțele, da? să fie gândite, structurate, cap coadă, să știe unde o să merg, unde o să cinez, ce excursii o să am, tot așa frumos organizat din timp. Pentru că am avut am și eu câteodată situația când sunt cizmarul fără cizme când fac ad hoc sau de citați că vreau mă plec și nu reușesc și vreau să ne la un restaurant pe care îl vreau eu și nu mai sunt mese, disponibile și așa mai departe. Și iată anume această filosofie de a face experiențe din fiecare călătorie, asta e filosofie pe care eu am încercat să o cultiv angajaților noștri și ceea ce vrem noi să dăruim clienților noștri. Iată așa, cum să trec la cripto? Eu nu sunt expert financiar, eu n-am să-ți pot povesti ce înseamnă cripto, mai mult decât știu că este o valută electronică um, care se minează, nu știu cum, nu știu cum se obține ea. Cât de credibilă Dar găsit... este pentru voi atunci când se face achitarea în crypto? A, noi o convertăm, noi am găsit soluția. acum am găsit această soluție, pentru că au fost, bine, noi ne stăruim din prima, dacă este o solicitare înseamnă că trebuie de găsit soluție pentru această solicitare. Și prima a fost în anul pandemiei Iată, în anul pandemiei, erau sărbătorile de Paște, țin minte foarte bine acest lucru. Aveam un client care e din Statele Unite, care nu i-a plăcut hotelul A cumpărat din altă parte. E un client de-a nostru care nu știu cum cumva a plecat de la alta agenție. De la un concierge, o agenție de concierge, unei bănci, nu, nu mai știu exact, pe o insulă din Caraibe. Și nu i-a plăcut ce i s a oferit, și ingineri, insula nu era pentru el. Uh, și m-a sunat, noi eram seara cu familia, cu nașii noștri la masă și mi-a zis: ca să ca asta ar suna, ia-mă ia de aici, dâmă, tiro, grepe de undeva, acum urgent, acum urgent. Uh, și trebuia să-i facem un private flight, un zbor privat de pe o insulă pe altă insulă în Caraibe și transferurile bancare durează. Adică, da, transferurile bancare durează. Achitarea acum noaptea cu cardul nu permite, băncile au restricții, de obicei nu poți să achiți uneori mai mult de 5.000 sau 10.000, acolo mergea vorba de 18.000 de dolari.

Și am fost nevoită să găsesc la miezul nopții, prin clienți de-ai mei care știu că uh, sunt în banking, în servicii financiare și am găsit această posibilitate. Și de atunci, da, în Moldova mai puțin, dar se practică. Adică sunt oameni care țin, pentru mine tot asta e, eu sunt așa mai conservativă, pentru mine tot sună fantastic. Și nu am spus să-ți explic ce înseamnă cripto, dar evident, este, e cert, este că noi primim și achitări în cripto asta e încă o dovadă că voi sunteți curajoși și da. încercați să găsiți toate platformele acestea de dezvoltare da. să le introduceți în sistema voastră și să fiți da. să rezonați mai exact cu fiecare da. client în perioada de pandemie și în general bănuiesc că se întâmplă multe chestii în timpul zborului, în timpul vacanței care a fost cea mai dificilă situație în care ați fost puși fiindcă îmi dau seama că dacă nimerești într-o situație mai penibilă tot salvarea mai tincă că e la tine, Mariana <laughs> da, la punctul precedent eu am fost educată mai modestă, așa, dar să fiu modestă, dar am învățat că trebuie să știi să fii mândru de lucrurile pe care le faci într-adevăr, noi suntem pentru agenții de turism din Republica Moldova foarte tehnologizați la multe capitole, pentru asta eu sunt mândră. Și ne-au laudat și cei de la Iberia, apropo, că ne-au dat un grant pentru o automatizare, o implementare, așa. Felicitări. Da, mulțumim. Mulțumim și eu chiar, mă stărui. Acum ce ține de gafe, da, zină, cât de mult nu ne-am stăruit noi, se întâmplă că mai și greșim. Mai și greșim și noi uneori. Uneori greșesc partenerii noștri, furnizorii noștri, că partea mai puțin frumoasă a turismului este că nu tu, iată, bucătarul pregătește da, cina sau, nu știu, cei ce comandă oaspetele restaurantului și el știe cum a făcut, el știe că sare a pus, el a făcut tot ce s-a făcut. La noi, noi organizăm serviciile, dar executorii sunt alții. Compania aeriană, se reține cursa, noi suntem vinovieți s-a anulat ruta, iarăși pretențiile la noi. Um, a întârziat, de exemplu, chiar dacă am rezervat mașina să vină stia atunci când aterizezi sau să te preia la hotel la ora potrivită. Se mai întâmplă grafic, că vine mai târziu sau nu vine. Sau uh, hotelul a decis instant să închidă nu știu care restaurant sau nu știu care bazin. Mai ales în perioada COVID-ului a, a fost catastrofă adică iată călătoria asta sau experiența care noi o gândim, o plămădim că durează mult timp, îți ia mult timp să o organizezi atunci, adică ceea ce facem noi nu vorbesc de pachetele astea așa mai clasice de gen de Egipt, Turcia așa, durează și îți ia timp și efort și tu depui suflet și tu te vezi acolo, știi, tu faci ca pentru tine, pentru clientul ăsta și parcă îi gândit totul cap-coadă și în când și ceva, se ceva iau, da, bă? ceva nu a făcut, ceva nu a ceva nu a venit la timp, ceva trebuie să nu a și imunitatea aici, bănuiesc că te-ai călit tu în toți acești ani. Am călit, da, sufer foarte mult când se întâmplă așa. Pentru mine fiecare gafă de astea eu nu pot dormi, eu mă noaptea cum să reparăm, cum să fac să nu se mai întâmple, cum să îmi cer scuze, cum să, re, știi, cum să îmbunăm clientul ăsta. Sau, iată, pentru mine asta e partea cea mai urâtă a lucrurilor din, din turism. Eu... Că mine nu mă deranjează să mă sune la 5 dimineața să mă întrebi sau să-mi zică că, uite, reținere, nu știu ce să fac. Nu mă deranjează lucrul ăsta, dar iată atunci când mă deranjează un sau, omul om rămâne nemulțumit. Da, rămâne nemulțumit, da. Și sunt lucruri care sunt în afară controlului nostru, care noi nu le putem controla. Iată dacă se reține, dar au fost vara asta, au fost situații când s-au reținut, sau au anulat câte două zile avioanele și oamenii nu puteau pleca la destinație și hotelul îți spune, îmi pare rău, tu trebuia să te cazezi azi, deci, ai venit mâine, de ce trebuie să-ți întorc banii pentru această zi, știi? Și oamenii își revarsă toată nemulțumirea și tot negativul către noi s-a falimentat compania aeriană, bilete cumpărate. Iarăși noi suntem responsabili. Adică și responsabilitatea e foarte mare. Încerci atunci să găsești soluții, se rezolvă anumite situații cu hotelul, dar evident e vorba de un alt buget, bănuiesc. Sigur că ne stăruim să găsim soluții și parcă îmi pare că ne reușește de cele mai multe ori. Evident că sunt cazuri când nu ne reușește. Mie îmi plac foarte mult istorioarele și cred că știi de acasă la fel. Da. Hai să dăm un pic din poveștile care se întâmplă la Grand Voyage. <laughs> <laughs> Ești de multe zile. Eu. Ele sunt multe? Foarte care au fost cele multe. mai, nu știu, tensionate întâmplări care au ținut strict de tine? Poate tu ai făcut planificarea și, nu știu, te-a pus și pe tine într-o stare a iurea, dar totodată curioasă. Lumea asta e atât de diversă și fiecare își organizează călătoria în mod diferit. Unii pleacă cu soțiile, alții cu amantele. Mm -hmm. Bănuiesc că se întâmplă fel de fel, dar cât de confidențială este informația pe care tu trebuie să o păstrezi. Păi evident că e super și mega confidențială. Fiecare angajat semnează acord de confidențialitate când se angajează la noi. La voi mai e A... ceva ca la un psiholog. Da. Da, serios? Da, serios. Adică, bine, nu știu, la psiholog cred că lumea și revarsă toate dedesubturile și toate părțile și umbrele, dar evident că avem situații în care știm foarte multe. Da, ne o situație, nu ne spui numele. Foarte mulți ani în urmă, încă eram la Holiday Service, cred că era 2000. 2007-2008, nu mi amintesc -am exact, dar de mult, de mult, când, când, când încă nu erau uh, bilete electronice și check-in online și de toate, adică erau bilete din astea de hârtie, știi, care trebuia să întorci foaia și când zburai, ți rupeau o foiță. Uh, și aveam un client care și-a rezervat o vacanță, dar nu cu soție, cu o altă, nu știu, parteneră de viață, eu nu știu cum să o numesc, nu știu cu iubită, cu, nu știu, cu altcineva, dar nu cu soția. Uh, și era foarte atentă, a făcut în ultim moment ca să nu se afle. Eu, eu nu dau întrebări niciodată. N-am dat întrebări niciodată și n-am divulgat și n-am spus niciodată. Asta put, put, știți cum spune soții, nu pun mâna pe și nu mă interesează, și nici nu aflu, și nici nu fac search, și nici nu mă uit pe Google, și nici nu mă interesează. Mai puțin știi, mai bine dorm, știi? Iată așa cum va e diviza mea. Uh, unii le treci prin tine și te gândești, păi, dar dacă cu mine se întâmplă și ceva, știi? De deci ce eu prefer să nu mă gândesc? Iată, pentru mine e uh, Ivanov Ivan Ivanova nu știu cum acolo. Victoria. Adică, Victoria. Presupunem. Eu mă stăruiesc să nu mă implic, da, la capitolul ăsta. Deci, ca să revin la istorie, a rezervat în ultim moment, seara, la ora șase, înainte de plecare, uh, pleacă la aeroport dimineața, zborul era sigur, țin minte că era dimineața, era ora șapte dimineața când trebuia să fie zborul. Și a, înainte de asta m-a rugat să verific în liste dacă nu este în listă soție. Am verificat în liste și am zis că nu este. La care dimineața era cinci și un pic, primesc un apel telefonic și cu domnul era foarte agitat și foarte supărat și foarte, foarte, foarte la superlativ că l-a mințit că soția nu este în listă, dar nu era sigur soția în listă. Um, Așa s-a primit. Să, să povestesc finalul sau să povestesc procesul? povestește <laughs> tot, că e foarte interesant. Da. Și da, eu îl întreb, deci nu, eu, păi asta e listele se expedează la aeroport la ora 8 seara. Noi era ora 6 când m-am uitat lucrul ăsta și într-adevăr doamna soția lui nu era în listele că, din, din, din ăștia 180 de, de pasageri care pleacă la aeroport pentru înregistrare. El, că eu l-am mințit, eu îl întreb, de ce, ce s-a întâmplat, de ce îmi ziceți că m-am mințit? Păi el îmi zice, păi iată, a mea e la aeroport, tot cu unul dar eu rămân portret și parcă și vroiam să întreb, parcă nu vroiam să întreb. Ulterior am înțeles că el a plecat cu amanta, soția a plecat cu amantul, soția i-a spus că pleacă în deplasare. Probabil de asta el verifica, vroia să vadă listele, să vadă dacă ea nu este. Deci pe aceeași rută s-a <laughs> primit că pleacă în vacanță soț cu amanta și soția cu amantul. Ce a urmat? Ce a Mai fost mult după asta? mult atât. Ajung ei în Antalya, a fi care are transferul privat către hotel și se întâlnesc la hotel în re, la recepție. Știi când oaspeții se înregistrează? În același hotel În același fost... hotel, da, și-au rezervat același hotel niciodată n o să uit Rixos San Gate, pentru că el îmi zice, hai schimbăm tipul de cameră. Ma... Dar Rixos San Gate e un hotel mare. Măcar punem mă să nu nu-i văd, să nu mă vadă, să nu ne vedem, știi? <laughs> cum să-i zic, eu nu pot să vă... Dar era august și nu, era hotelul full, nici nu puteai schimbi. Eu n-am mai întrebat, sau au mai văzut ei acolo, nu s-au văzut, ce au făcut, cum au făcut, nu știu. Au venit înapoi și pe trei zile au zburat soțul cu soția împreună în vacanță. <laughs> câtă modernitate și libertate da. în cupluri, dar dacă au zburat împreună înseamnă că au acceptat relația, au acceptat Prat povestea vreau, da. au dreptul la acceptare cred că știu. nu, vreau Toate, să da. judic nu, nu suntem noi cei care timp, să ne dăm da. cu părerea, dar e o morală pentru cei de acasă dacă vreți o călătorie cu altcineva o... <laughs> Asigurați-vă de 100 de ori, cred că momentele acestea te marchează cel mai mult. Mariana, uite... îmi că el era, că el s-a asigurat foarte bine, dar soția tot a fost șmecheră, deci a rezervat, probabil și-a făcut schimbare de nume, pentru că nu a apărut rezervarea în ultimul moment, că avionul era full ea a făcut schimbare de nume, adică soția s-a adeverit a fi cumva mai șmecheră ca soț, o, așa înțeleg eu. Sunt multe povești de Foarte în acest multe. gen, în această categorie? Foarte multe și ziceam că la un moment dat mi-am interzis să le trec prin mine. Pentru că cumva, din păcate, femeile, soțiile, probabil, cel mai des, câteodată șamantele, știi, ne sunau și încercau să afle unde cu cine, în ce hotel, sub fel de fel de pretexte, că e pe moarte mama și eu, nu-ți am -mi în hotel și telefonul nu răspunde și poate s-a stricat telefonul, poate nu a ajuns, poate fel de fel de brașoare. Dar noi nu avem dreptul să divulgăm informații, deci nimeni nu primește informații în afară de cel care a comandat sejurul. Din discuția noastră eu înțeleg. Voi sunteți cei care puteți să ascundeți toată informația în cazul în care este necesar. Voi sunteți cei care puteți să ieșiți din orice situație penibilă care se poate întâmpla. Voi sunteți cei care puteți organiza cele mai fine călătorii. Voi sunteți cei care puteți să găsiți și cele mai ieftine bilete. Și e fain. Uite, cel puțin, tot pe mine, mai intrigat și ca companie și ca om, și eu promit că următoarea vacanță este cu Grand Voyage. <laughs> pentru orice situație, eu sunt asigurată. Dar zi pentru simpli consumatori, pentru cei care își doresc o vacanță, poate mai minimalistă, sau de unde pornim, cum găsim. Faptul că venim la Grand Voyage, da, este mm. un avantaj, dar cum încercăm noi să... Să minimizăm toată informația și ne alegem vacanța care nouă ne convine și nouă ne place. Noi întotdeauna vrem să economisim. Deci, fapt, iarăși, nu toți vor să economisească. Toți vin, da, toți economisească. Evident, toți își doresc să economisească. Nimănui nu îi place să plătească mai mult decât asta costă. Adică, pentru că sunt alții care își permit. De ce îi întreb? Zic, poate doar eu întreb. Ei își permit poate vacanțe la un buget mai mare, dar nici lor nu le place să plătească mai mult pentru ceva care costă atât. Da? Deci, de exemplu, deviza noastră și asta e ce, ce facem noi noi economisim timp și clientul nostru este acel pentru care timpul este o valoare, că noi deja filtrăm din multitudinea de țări, de regiuni, de hotele, ceea ce s-ar potrivi de minune, da? câteva variante din care să alegi. Aici economisim timp, noi facem foarte multe chestii pentru clienții noștri, noi le rezervăm restaurante, le facem check-in online, le facem qr când mergea vorba de... E vorba doar de timp, că economisiți timp, timp și bani. Și bani. Deci noi mereu toate, mai ales hotelurile de 5 stele, noi garantăm că prețul care îl primesc la noi este mai mic decât l-ar primi la hotel sau pe booking. Și apropo, booking-ul pentru mine e așa o temă. Eu, nu că m-am, da, m-am prins la gând în penultima călătorie, am întâlnit un client de-a de în aeroport și îmi spune, ei, eu am rezervat pe booking. Și îi spun, păi, puteai să-mi zici ce hotel vrei, și eu îți făceam mai ieftin ca pe booking. Ei, și plătesc să ia banii, îți duci pe în vacanță pe banii mei. Știi? Uite, este asta cumva în mintea moldovanului. Uh, și eu stau și mă gândesc, păi, și chiar îi spun, zic, da, 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 noi toți consumăm serviciile unul altuia. Eu când merg la magazin, cumpăr servici sau produse la prețul la care sunt ele, corect? eu când merg, nu știu, la machiaj sau la coafură, îi plătesc serviciu celor care mă machiază sau mă coafează. Ca ei să poată întreține oameni, plăti angajați, plăti impozite, ca să avem după asta și un stat dezvoltat așa cum ne dorim. Banii sunt pe cerc. Evident. Tu faci rezervări pe booking, tu plătești, nu știu, undeva în Olanda, undeva nu știu unde. De ce să nu susții? Să nu mă susții pe mine. De ce? în condițiile în care tu nu plătești mai mult decât ai plăti acolo. Dar noi, moldovenii, întotdeauna am fost așa. Și iată, asta pe mine mă doare și eu chiar aș vrea or, cumva, mi-am propus să abordez cumva pe pagina mea de Instagram din, nu știu așa, acest subiect. Pentru că, cumva, pentru mine erau o știi? Parcă mă rușinam să vă, să, când, ceva timp, câtva timp mai în urmă să iată, să-l întreb, dar de ce nu ai rezervat la mine? Adică mi-era rușine, știi? Parcă mă Mm -hmm. dar frate cu frate se gândește de eu am să te îmbogățesc pe tine vorbeam despre faptul că ce este important atunci când plecăm într-o călătorie mm -hmm. cum găsim partea cea mai bună și apropo vreau dacă tot aici să vorbim și despre perioada cea mai favorabilă mm -hmm. în momentul în care îți planifici o vacanță da, da. Uh, ziceam că nu facem doar vacanțe scumpe. Da, fiecare om care intră la noi, pentru noi, pentru mine e important, asta e un fel de challenge de-al meu, asta ține de personalitatea mea și pentru mine e important, oricine intră la noi în agenție, să plece bucuros și fericit. Și să se întoarcă din vacanță și să fie bucuros și fericit. Și, și să ne spune mulțumesc, Mariana, <laughs> sau mulțumesc, nu <laughs> știu, Taisi, a, Tamara, Nele sau fetele care lucrează la noi. Mi-a plăcut și a fost atât de bine. Iată, asta e ceea ce mă motivează pe, pe mine cel mai mult. Și nu contează ce buget a alocat acel client sau acel turist pentru această vacanță. Dacă să vorbim de vacanțe mai accesibile, evident că cu cât este logistica mai ușoară, cu atât este mai accesibil. Când vorbesc de logistică, vorbesc de metoda cum ajungi tu la punctul de destinație. Ori mergi cu mașina în Bulgaria sau în Grecia, ori zbori cu ruta directă în Turcia sau Egipt sau Muntenegru sau Cipru sau, iată, Atena va fi mai nou sau ce mai este direct din Chișinău, Bodrum sau da, Barcelona, adică vorbim de, de destinațiile unde avem zbor direct din Chișinău. Pentru că cazări se găsesc la orice buget. Pot fi și de 30 de euro pe zi un apartament da, fără mâncare, până la, nu știu, 2000 de euro pe zi. Noi îți găsim bugetul potrivit pentru oricine. E important să știm, să înțelegem ce-ți dorești și ce așteptări ai de la vacanță. Și aproximativ un buget care ești ok să-l aloci pentru această vacanță. Și atunci noi îți găsim garantat ce ți s-ar potrivi ție. Ție oricărui client care se adresează la noi. Clar că dacă o să vină cineva și o să-mi spună am 600 de euro și vreau în pe două săptămâni, o să găsim nu, altceva, dar nu da O să găsim o Bulgarie, un Grecie, un Egipt, un, o Turcie pe o săptămână. Da? Dar, adică, cumva să fie așteptările și bugetul alocat, adecvat destinației pe care o visezi. Care este cea mai favorabilă perioadă de programare a vacanțelor? Mm -hmm. Îți spuneam ce anterior eu sunt omul care cu o săptămână înainte o da, da, vacanța. Da, da. Pentru că mă gândesc că o să prindă perioada fierbinte. Mm -hmm. Dar nu e cam așa din ce spuneai tu? Nu, Zina. Des mă întreabă și sunt clienți care spun că eu am să aștept. Eu am să aștept până vor fi și puteofche. Iată așa spun clienții noștri. Eu o să aștept până să fie ceva Garea și sau foile fierbinți, ele sunt în două cazuri primul caz este când cineva și-a rezervat ceva, un sejur, și s-a întâmplat o situație extraordinară și nu poate pleca. Și atunci tu încerci să o revinzi, da? cu mai puțin din prețul cât a costat ea, când vacanța este nerambursabilă și nu poți schimba datele, nu, poți, nu o poți amâna pentru mai târziu, e în penalități 100%, de obicei asta și se întâmplă. Iată, tu mâ păi mâine trebuie să pleci și la tine azi ceva s-a întâmplat, s-a îmbolnăvit pisica, nu știu, eu cum gândesc ca să nu mă fie. Și atunci tu încerci și tu nu poți schimba data de călătorie, tu nu poți anula ca să primești banii înapoi, pentru că sunt hotele, evident, și bilete de avion care sunt nerambursabile. Și atunci ce poți face? Poți să o revinzi. Dar sunt perioade, mai, iunie, când este mai econom, decât uh -huh. să-ți organizezi vacanța în august. Da. Pe spre asta, dacă poți să ne dai da, un pic acolo de, de informație. Și a doilea tip de foi care ard, sunt legate de cursele charter. Deci acolo unde operatorul s-a angajat că face, nu știu, 100 de curse charter în sezon și avionul trebuie să zboare gol, plin, dar el trebuie să zboare și tu pentru el plătești și tu te trezești cu 3 zile înainte de zbor, că din 200 de locuri cât are avionul s-au vândut doar 50, tu ai 150, tu începi să scazi din preț. Dar se scade din prețul biletului de avion și în loc de 250 de euro, biletul va fi 150 de euro sau 100 de euro. Adică se salvează 100, în mediu 150 de euro de persoană da? din prețul biletului de avion. Hotelul tu oricum îl plătești la prețul lui. Și atunci ce se face când se fac publicitate de foii de gărea și puteofchii? Să iei cel mai ieftin hotel de 3 stele, să adaugă biletele astea de cât câte 100 de euro sau câte 90 de euro da, de persoană și să primești o gărașie. Până la urmă tu cumperi un hotel care nu e atât de... Pentru că de obicei, de regulă, eu vorbesc de regulă, e clar că sunt situații și excepții, dar de regulă hotelele bune nu mai sunt disponibile, că sunt rezervate, rar se găsește cameră, adică vor fi așa ceva de nivel mediu. De ce e de regulă când merge vorba de și putevă? Se presupune anume această situație că s-a scăzut din prețul biletului de avion, s-a luat un hotel ieftin, nu neapărat bun, și atunci s-a primit un pachet, nu știu, în Egipt cu 600 de euro de per, pentru două persoane pe săptămână cu all inclusiv. Da, este posibil. Este posibil. Și nu neapărat că va fi rău. Dacă pentru tine nu contează condițiile de cazare și tu ești ok cu șezlongul din plastic pe plajă și cu trei feluri de mâncare, dar e important mare și vrei să explorezi sau mergi să faci surfing sau vrei să mergi la piramide și nu super opțiuni. De ce nu? Acum ce ține de întrebarea ta vis-a-vis -vis de perioade, iarăși, dacă vorbim de cursele charter, iată, Turcia, Antalya, Bodrum, Egipt, Creta, Montenegru, Albania mai nou, ce o să mai fie, așa. Clar că Cursele se fac pentru întregul sezon. În acest sezon, care începe, spre spunem, în aprilie și se finisează în luna octombrie, sunt perioade mai solicitate și sunt perioade mai puțin solicitate. Când merge lumea? De sărbătorile de Paști, când se termină vacanța la copii, iulie și august sunt mereu full, da? Cam așa. În rest, e adevărat că uh, mijlocul lunii mai, mijlocul lunii iulie,

un max real, de exemplu, costă 10.000 de euro pe săptămână pentru doi. Eu acum așa vorbesc foarte general în luna august și costă 5.000 de euro în octombrie. Dar timpul e minunat și în octombrie. Cine nu e legat de vacanțe, cine poate să-și ia concediu, poate economisi uh, dublu sau cum se zice. 5.000 de Poate de două ori mai puțin. Da, sau economisi 5.000 de euro, da? Perfect. Trebuie să știi când să te uiți, când să cauți, da. să-ți faci timp când e posibilitatea mai mare de a găsi o vacanță mai favorabilă din punct de vedere financiar, dar bănuiesc că toată informația o găsim și pe pagina voastră. Voi sunteți foarte activi. Da. Și noi acolo găsim toate și, vacanțele. Da. Noi ne străduim să facem o pagină să fie interesantă și depunem mult efort da, pentru a o face și informativă, și interesantă, și așa. Um, cu hotele noi, cu locuri de vizitat, cu concerte unde poți să mergi. Dar ca să revin totuși la subiectul care și eu oricum recomand și experiența mea de 19 ani în turism, eu garantez că cel mai corect este să-ți rezervezi și să-ți programezi vacanțele din timp. Economia este substanțială. Sunt unele hotele care fac reduceri 45, 50, 55% de pentru rezervări în noiembrie, decembrie, ianuarie. Reducerea aceasta este progresivă, ea scade cu cât mai aproape în noiembrie și decembrie sunt cele mai mari reduceri. De exemplu, hotelul în Gifazelis în noiembrie de Black Friday a făcut o super mega reducere, tu puteai să iai cu 2800 o săptămână în Gifazelis. Acum, în decembrie, el deja costa 5000 de euro. Diferența este mare. Dacă o să rezervez în iulie, pentru aceeași perioadă, o să fie 7000 de euro, sau nu o să fie camere disponibile. E fain, tu ziceai că se poate de achitat și în rate. Da, da. Fără, fără procent, și, fără Da, asta este da o... și avantajul de early booking. Tu îți faci rezervarea în noiembrie, decembrie, în ianuarie, pentru că acum suntem în ianuarie. Tu ai bifat că știi că ai făcut-o, că ai vacanța programată, că știi că copiii o să meargă la mare în luna, nu știu, iulie, de exemplu. Tu uh, ai achitat o sumă minimă de 10%, și până în luna iulie ai timp, ai acest răgaz ca să achiți diferența. Nu se achită suma integrală. Pentru a rezerva se percepe doar, se percepe doar 10% din, uh, din, prețul vacanței. Mariana, uite, eu da. am selectat de pe pagina ta șase fotografii în șase ipostaze diferite. Eu sper ție să-ți placă și vreau să trecem la rubrica Sincer Foto. Mie îmi place tare mult această rubrică. Ea îmi permite să scot un pic din zona de confort și să teleportez omul într-o anumită istorie sau într-o anumită poveste. ce simbolizează pentru tine această fotografie? E vorba de copilăria ta? Da, cea care e alături de mămica, asta e mămica mea și îl țin în brațe pe fratele meu și eu sunt cea de alături. Și Ce rachetă frumoasă ai duce duce atâta nostalgie că nici nu-ți imaginezi. Știi, mama mea a, a, fost și este din categorie, mereu îi plăcea să-și îmbrace copiii frumos. Și ea era o doamnă tare, foarte frumoasă în tinerețe și era mereu așa stilată, la modă. Iată, eu n-am moștenit de la ea asta. Eu sunt un fel de Ista, știi, devăci, fetița asta în costum sportiv care o luat în costum sportiv, adică eu îmi cultiv asta la mine. Mi-e -mi venit foarte greu, ziceam de valize. Mi-e -mi venit foarte greu că eu mă uit în garderoba mea și o grămadă de haine și eu nu știu ce să ne aleg. Ce să-mi iau cu mine? Dar mama mea a fost mereu foarte... Și acum e, e... Chiar dacă se duce la magazin sau la biserică, e cu buzele vopsite, e... Da, poza, da, mă duc în copilărie, eram tare zbânțuită. Și zbânțuită, dar deșteaptă, inteligentă și permanentă cu timp, pentru tema de acasă, cu timp pentru învățare, pentru Da, știință. eu îmi făceam temele, mamica era mândră de mine, eu îmi făceam temele de acasă singurică, ei nici nu m-a întrebat ai făcut tema pe acasă, adică eu am fost, da, într-adevăr, brăvuță și deșteaptă. Deși în clasa 1, eu n-am fost, cumva, scriam urât, i-am dat bătaie de cap mamei, dar mereu eram cu fel de fel de provocări, atât tu mă întrebi ce... Da, ce ți aduce? Mi-am ce aminte de toate bazaconile care le-am făcut eu în copilărie. Important da. să lași copiii tăi să fac și ei bazacon. Pony. Da, dar e și copiii mei așa afară cum ieșeam eu. nu, nu, nu mă puteai chema acasă. Eu am avut o copilărie mult mai ușoară și libertină decât soțul meu uh -huh. și uneori ne contrazicem și eu zic că uh, și ajung acum Mariana într-o discuție cu mama, eu crezând că ea nu știe ce am făcut eu în copilărie și am zis că eu știam, tu crezi că eu nu știu? Și mamica mea tot știe. Dar ele tăceau. Ele nu făceau mare tam-tam, uh, cum noi. Noi vrem să știm fiecare detaliu, dar de unde se duce, de fiecare pas. Îi urmărim. Probabil sunt alte timpuri mai periculoase da. și ne facem grijă pentru copiii noștri. Dar tot vorbim de mama, o altă fotografie tot cu mama ta. Da, da. E frumos să începem, sincer, foto de la mama. <laughs> da, mama pentru mine înseamnă foarte, foarte, foarte mult și... Spuneai de uh. acel accident, apropo. Ce s-a întâmplat? Uh, mamica s-a dus să o petreacă pe soră ei la gară și uh, un șofer beat, uh, ele erau la stația de rutieră, au ieșit de rutieră, și un șofer beat le-a adeviat și le-a accidentat pe toate trei. Și mamica mea, pur și simplu, era prima, știi? și a avut și fracturi de mână și de umăr, de picior și așa. Da, probabil îți trezește amintiri neplăcute. Da, mama mea acum a fost recent diagnosticată cu, cu cancer. Știi, despre asta se parcă cumva nu e primit să se vorbească. Dar cred, eu cred că e bine să se vorbească. Žinai, ei bine, sa, sa se 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 vorbias, ei bine, žmonės, seauti kompanietą, žmonės, esi jų priežmą, kažkaip, seiti trezęs, kad realitatiškai, na, uniparyk, ne, miriau, o vėm timp. Jo, po manimi, ei, mažudik, chiar ir, vienurą pe minik. câteodată trec și zile, noi locuim în departe, câteodată trec săptămâni și eu nu sunt mai mica mea să nu mă duc, că așa de ocupată, așa de ocupată, că nu reușesc nimic, știi? Și iată poza asta, eu de fapt mă eu aș zice că asta e și o tradiție asta a, doi ani în urmă, de ziua ei, noi am mers împreună în Capadoche. Trebuia să meargă și fiicmea, da, a făcut vărsat uh -huh. <laughs> de vitreancă. Mm-hmm. de vânt. Știm, făcut. știm, e o boală tradițională. Da, da, da. Copii. Și Sofica a rămas acasă și ne-a dus doar noi cu mămica de ziua ei, iată, în Capadoche. Anul trecut am mers cu ea în Stambul de ziua ei. Dar, da, îmi place să, să călătorească, să exploreze lumea și... Cred că asta e puținul care pot să-l fac pentru ea și pentru toți cum eu. Am văzut mai multe fotografii unde voi două călătoriți și chiar m-am da. bucurat. E bine atunci când în familie se păstrează armonia și găsiți timp și de, de vacanțe. Da, 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 da. O altă fotografie. <laughs> Tare, frumoasă, o însărcinată. Da, cu vlăduți. Da. Care este diferența dintre copiii tăi? Pentru că este un pic. 8 ani, 8 ani. Poza asta, de ce ziceam că fiecare poză, asta are o semnificație deosebită. Ea a fost făcută exact cu o săptămână înainte de a naște. Și aveai părul mai lung, o schimbare Da, schimbare așa mai așa. radicală un da. pic. Diferența de 8 ani între copiii tăi... E... Tu ți-ai dorit să fie așa? Sau voia domnului? Nu, voia domnului. Eu mi-am dorit un copil mai devreme, dar cumva nu s-a primit. Am avut mai multe, cum se numesc, ele sarcini, care nu-mi place cuvântul avort spontan. Adică eu am aflat prea târziu și apropo aș v vrea să vorbesc de asta. Poate cineva uh, caută problema și nu înțelege de ce nu poate rămâne însărcinată sau de ce nu se ține sarcină. Eu am făcut niște investigații genetice din care am aflat că am trombofilie. Este o modificare a unei genii și așa ca să explic popular, se formează tromburi la nivel de capilare, adică sângele nu ajunge să se hrănească bine. Da? Și acolo când merge vorba de sarcină și de uter, nu este hrănit suficient și nu se ține sarcină, așa dacă se explic foarte popular. Și despre asta nu ai cum afla până nu faci, iată, analizele astea sau investigațiile astea genetice. Și atunci când tu știi de problemă, tu știi ce să faci ca să fie tot ușor. Bine, cu că am rămas însărcinată așa, așa, fără și cu vlăduț până la urmă tot. Dar am făcut, am fost foarte precaută, am știut ce să fac, am știut că trebuie să iai aspirină ca să-ți subțieze sângele, ca să-ți scadă riscul de a crea trombe. În sarcină, de cum am aflat că sunt însărcinată, îmi puneam clixan zilnic în burtă, iar, adică, E, e fain că medicina îți dă atâtea răspunsuri și atâtea soluții la probleme și e atât bine că m-ai întrebat că poate cineva, știi cum, aude și sunt poate să-și găsească soluții filmii. la problemă. O altă fotografie, familia um, ta da. toată. Cine da, sunt ziceam. oamenii? familia mea, eu, soțul, sofica și vlăduț, tatăl meu și mamica mea, tăti cu și mea, asta e exact când povesteam de experiența cea din Toscana, unde am mers la să căutăm trufe cu câini. Și băiatul de mijloc este vânător de trufe. Da, îți ziceam că eu tare mult țin. Iată, eu am avut oferte, când lucram la Irmoldova Moldova, eu am avut foarte multe oferte să merg să lucrez și să trăiesc peste hotare, puteam să, fim, să fiu reprezentantă în Moldova în Frankfurt, în Lisabona, că tot am lăsat cursul de la Lisabona și eu n-am acceptat. Eu sunt atât de înrădăcinată aici și cu părinții mei că nu... nu. Și mie îmi place când pot să iau cu mine undeva să mergem. Și asta este era de ziua mea când am mers împreună și am vizitat Toscana și am trăit în castel și așa, așa, așa. Cine ascultă cum și eu, de fapt mă gândesc, tu îți faci cele mai frumoase cadouri de ziua ta. Da. În călătorie, Soțul meu știe. Pe mine nu mă cumpere. Eu n-am nevoie de geantă, eu n-am nevoie de, nu știu, de bijuterii, de tot felul de cadouri materiale. Pe mine mă încarcă cu energie și mă pasionează și mai bun cadou decât o călătorie nu găsești pentru mine. Spuneai acum de castel. Ai putea acum să te întorci într-o vacanță mult mai simplă? Într-un apartament foarte minimalist, cu strictul necesar, poți să revii la anumite lucruri de la care ai pornit, poate. Uneori, dar unde vreau să ajung? Noi, uneori, ne obișnuim atât de mult cu binele, uh -huh. că nu putem să ne întoarcem la ceea ce a fost odată. Aș putea, dar nu vreau. Vrei să-ți menții da. nivelul Mie -mi de trai la confort, ești -mi place la care Mie îmi place confortul. Mie îmi place, pentru mine e important să stau într-un hotel bun, cu un pat bun, cu o saltea bună. Pentru mine foarte mult contează perna și <laughs> cu care eu mă îmbălesc și să fie baia curată. Mie îmi place asta. Eu nu că m-am deprins, dar pentru mine asta e foarte important. Și eu mai bine eu mă duc mai rar dar mă duc bine. În Și eu o să favorabile. muncesc și soțul meu tot așa, o să muncească, noi o să muncim ca noi să putem să călătorim așa cum ne place nouă, iată așa. Evident că tu nu știi, viața e așa, e, poate fi și imprevizibilă, dar dacă să, să mi răspund, să -mi imaginez acum teoretic situația în care nu aș putea, da, ori așa, ori deloc, cumva, dacă s-ar schimba condițiile noastre de trai, atunci cred că da, cred că m-aș conforma pentru că aș vrea să călătoresc. Și aș fi ok să locuiesc, nu, iată, de exemplu, într-un apartament, într-un sătuc, dar nu malul mării. Da, da. O altă fotografie, tu, Calarind, ai și o asta altă nu pasiune? Asta eu, asta e Sofica mea. E în ziua asta, mare... când am primit poza de la antrenoare, ei eram atât de mândră de ea și atât de de fericită, ea și-a găsit pasiunea Știi? Ea a încercat multe, și dans, și role, și tenis, și gimnastică, și nu știu, noi cred că am încercat și pian, și nici nu, mai, nu le mai țin minte. Deci atâtea ocupații cât sunt, noi toate le-am încercat cu Sofia ca aproape toate. Și ea cumva, și eu într-o perioadă tot mă gândeam, Doamne, pentru că eu dacă m-am apucat din not, eu am făcut 10 ani în not, știi? Cumva să fie, iată, consecutivitatea asta, să știi, să-ți antrenezi răbdarea, să-ți antrenezi Um, mult calitățile astea care le cere viața ca tu să poți trece prin ea frumos. Și eu parcă aveam emoții, zic, uite și asta, și asta, asta am încercat și nu s-o prins nici de dânsă, știi? <laughs> așa mă gândeam eu în sufletul sufletului și eu sunt foarte bucuroasă și ne-a spus de mândră că ea și-a găsit pasiunea ei. Ea iubește caii. Nu că așa, dar ea iubește caii. Și ea se trezește ziua, în ei în vacanță vara. ea se trezea la ora 5 dimineața ca să se ducă la antrenament. Pentru că nu e așa de cald, știi, ca ziua și se poate călări. Că calului să-i fie bine. Și ea, într-o perioadă foarte scurtă, a excelat, a ocupat locul întâi la un campionat, nu știu... Nu Bucuria nu știu taric, părinților, nori, care dar, este, că de e fapt. Ca și mine. Eu, apropo, când aveam întreceri la not, mie nu-mi plăcea să vină părinții. Și eu, succesele mele, nu vinem să mă lau. spun, mamă, eu am devenit șef de secție, eu sunt director de la Rații Internaționale la Air Moldova. Părinții mei nu știu eu. Și ca sofica mea merge, știi, pe urmele mele. Seamănă, da. Uite ce fotografie mi-a atras atenția. <laughs> tu și Moș Crăciun. <coughs> Cine era Moș Crăciunul în Aici nu o e, tău, e despre copilărie. Moș Crăciun, aici e despre fapt că m-am pierdut la... S-a deschis, mă mica în povestea, s-a deschis uh, um, unicul, care acum e unic. Cum era el înainte? Țum. Da? Unic. Unic. El era unic, Tot unic. Vorbim despre unic de la Ismail. Da, unic de la Ismail. S-a deschis unicul atunci și eu m-am pierdut. Eu m-am pierdut, mai ca, nici nu știu de câte ori m-am pierdut. Eu m-am pierdut, eu m-am găsit, moș Crăciun m-am găsit și m au fotografiat acolo, găsit. Moș Crăciun nu doar da. faci cadouri, moș Crăciun și găsești copiii. Da, găsești, da, 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 O altă fotografie? Da, poate să este recentă, Am participat la un concurs. E la noi, la VIP Magazin. Nu e la VIP Magazin. Nu e la nu, VIP nu, Magazin? Nu, nu, nu. A fost un concurs într-o asociație a oamenilor de afaceri, un concurs de prezentare video a afacerii tale da? conceptul afacerii tale. Și iată acolo, i-am ieșit în scenă și am avut un discurs emoționant. De ce ești mândră Iată, în acest discurs cu siguranță ai dat replica cheie sau momentul care te face să fii mai demnă de ceea ce faci pentru oameni. Uh, în acel discurs Nu sau neapărat, eu în, sau general, în general, ce te face mândră pe tine, pe tot parcursul tău. Ce ai făcut și crezi că merită depus acolo la loc de cinste? Eu de fapt sunt mândră pentru multe lucruri. Eu sunt mândră în primul rând că iată, sunt cumva îmi susțin și sunt suport pentru părinții mei, în primul rând. În a doilea rând, sunt foarte mândră că am reușit și mi-a ajuns putere, răbdare și înțelepciune să supraviețuiesc și să trec, știi, de perioada de criză în relația mea cu soțul, pentru că primii, cred că vreo 5 ani, au fost foarte dificili. Și acum suntem foarte bine, stăm foarte bine și ne înțelegem și um, suntem în armonie, Iată, eu pentru asta tot sunt mândră că am rezistat, știi? Multe cupluri nu rezistă. Iată, eu sunt mândră că și eu și el, că noi am rezistat. Sunt mândră pentru copiii care cresc. Nu știu dacă îmi reușești și cum o să-mi reușească, dar sunt foarte mândră pentru ei. Sunt foarte mândră pentru afacerea pe care o conduc, pentru miile de oameni și clienți turiști mulțumiți care um, călătoresc altfel când vin la noi. Toți clienții mei cei mai buni au venit din situații dificile pe care noi le-am rezolvat. Sunt mândră de echipa pe care o am. Fetelor le vine greu cu mine, eu știu. Mm -hmm. Tu m întrebat mai devreme. Ce le scuze acum? Nu știu când da, o mai faci. Cum cred, cum, cum, cum mă văd eu sau cum fac față, cum gestionez sau ce șef mă simt eu. Mie vine foarte greu să răspund la întrebarea asta, dar eu cred că lor le este greu cu mine. Așa, Important ție -ți fie ușor, dar, dar sunt mândră pentru ele. Ele fac o, o muncă foarte dificilă. Uh, N-aș vrea să uit nimic, dar în linii general, cei ce e ce în jurul meu, iată asta, și ce pentru ce acum eu sunt mândră. Astea. 1, 2, 3, 4. Patru lucruri. lucruri. Vreau neapărat uh, să lăsăm și câteva sfaturi pentru cei care își doresc să planifice o călătorie. Trei, patru sfaturi care crezi tu că sunt neapărat necesare, dar nu îți vine în gând ție cele sfaturi concrete. Tu ai venit cu o cutiuță acolo fermecată. Da, Zina, da, da, da. Dacă tot merge vorba de călătorii și... Practic, tot ce am vorbit noi astăzi a fost despre călătorii, și eu vin din călătorii, și eu fac asta toată ziua, și mă îmbolnăvesc, și mă văd, și tot caut pentru un client, sau îi propun ceva, și zic, Doamne, vreau și eu aici, Doamne, vreau. list-ul meu este uh, foarte lung. <laughs> și eu nu știu dacă o să-mi ajung o viață să-mi l îndeplinesc. Și de asta și zic că uh, m-am gândit. Uh, cum ar fi să fie simbolic. Și tu ziceai că ți-ar place să călătoriești și ai vrea să mergi undeva. Și eu am gândit... La ce te, te gândi? Ne-am gândit dacă nu pot să-ți fac un cadou, în o călătorie, măcar să, să fie cumva... să pot să te, să te asociezi sau să te vezi acolo, să te vezi în... în tu m-ai întrebat, tu mi-ai pus o întrebare de care sunt top, iată... Унди требуется мир, жня аппаратом мирации. Поэтому он удин ели, есть его рашу. Франца? Да, Париз? Париз, Серьёз? да. Серьёз, да Париз. <laughs> Шти, Париж. Серьезно. Серьезно, да, Париж. Честь в Париже увидеть и умереть. Поэтому этой чести символика Парисовой. Эм... Uh, acest biret tot din Paris l-am adus. Deci e încărcat cu energia Parisului, energia mea de a călători mult, energia Parisului să te văd acolo, nu doar să faci poze în biret roșu. Aici este biletul tău <laughs> pentru destinația Paris, chiar dacă este simbolic. <laughs> da. Frumos! Da, și ți-am făcut un to-do list ce să faci neapărat în Paris. Și ca să te simți în Paris azi, acum, așa, niște dulce pariziene. Suntem fantastice. Mă simt imaginară în Paris. Da. Croasante. Da. <laughs> Original. Și vreau să fii atent aici. Ah, zina, zina în, e în Paris. Paris. Deci, Zina, vizualizează. Să fie asta în harta ta de, de vizualizare și în wishlist-ul tău. Dar dacă vei avea nevoie sau dacă te vei decidește, nu când te vei decide să mergi în Paris, eu îți stau la dispoziție. Mulțumesc! Da. Tare frumos! Drag. Eu chiar aștept ideile oamenilor care vin aici și aduc aceste daruri simbolice este o tema acasă, îmi dau uh -huh. seama pentru fiecare invitat, dar atât de inovativ, creativ și original, de voi m-ați dat gata. <laughs> Trebuie să-ți spun că eu permanent mi-am dorit și am văzut berete roșii, dar nu mi-am permis, sau nu mi-a fost la îndemână să iau bereta roșii. Dar voi. Și apropo, noi nu am discutat despre asta și Paris nu l-am văzut niciodată trebuie să merg M-ați copleșit discutam, de fapt nu este ideea mea, o să fiu foarte sincer, este ideea Olga, e toată cunoscută, Olga lucrează cu mine, a început să lucreze acum cu mine și eu îi zic, Ole, eu, o, o, eu am uh, biret din Paris, noi l-am cumpărat de la turnul Eiffel, era atât de frig, știi? C și nu aveam o căciulă sau ceva, că l-am cumpărat de tot. Zic, dar parcă mi-e rușine că, că nu-i nou. Da, o le spune. Păi din potrivă, o să fie încărcat cu energetica Asta Parisului de acolo, știi? Da, adică eu îți transmit vibrațiile Parisului în <laughs> fi cu o proievlenie. <laughs> Mulțumesc! Merci, tare mult și plăcut. Neapărat înseamnă că în acest an, 2024, trebuie să ajung da. la Paris. Eu încă nu am scris dorințele pentru 2024, să știi. Să-mi un hint, dacă vrei, eu cum am dat seama. Noi, pentru clienții noștri care călătoresc cu Grand Voyage ne etichetează pe rețele de socializare, participă la Tombola, O călătorie Tombola va avea loc pe 31 ianuarie, o călătorie în Paris pentru două persoane, uh, pentru trei nopți, cazare în hotel de 5 stele, biletele de avion și o croazieră pe bateau parizien pentru cină. Așa că tu poți ne etichetezi. Și eu am șanse să da, câștig. Și noi te includem în tombă. Dar tombă ai cinstit, adică fără... Da, știu, tiri. știu cum se întâmplă aceste lucruri, dar nu prea particip la concursul <laughs> ăsta. Știi că nu prea câștig întotdeauna și mă dezamăgesc eu tot nu uneori. nu prea câștigam dar trebuie să crezi în tine. Cred că au toate șansele și cei care ne urmăresc să participe, nici nu știm unde stă câștigătorul, poate este cel de la sticlă, de la ecran, poate eu, hai să-mi dau voie să visez, ai zis că trebuie să-mi canalizez toate da. gândurile. Da. Discutam, mersi, eu am să mă rog pentru asta și am să spun o rugăciune mm. acasă. <laughs> da. Ziceam despre acele sfaturi care le-ai da oamenilor atunci când își alegă o călătorie, da, să revenim la călătorii și la sfaturi. A, în primul rând, eu singură o fac asta și chiar recomand din tot sufletul și este un sfat, planificați-vă vacanțele din timp. O să economisiți semnificativ și o să alegeți ceea ce vă doriți, nu o să alegeți deja din ceea ce este. Unul la mână, doi la mână. Vă îndemn să călătorească oamenii cât mai mult călătoriile ne schimbă mai ales la copii. Copiii mei din fiecare călătorie vin altfel. Da? Te, te dezvoltă, cunoști. Eu după fiecare plecare mai vin și mă mai uit filme documentare, mai despre um, Imperiul Tudor Adică călătoriile te dezvoltă, te, te aduc la un alt nivel intelectual și emoțional. Vezi lucruri noi, cineva vine cu idei de afaceri, cineva vine cu idei de optimizare, cineva cu idei de vitrină. Adică ele îți deschid lumea la picioarele tale. Iată, îndemnul, cred că, numărul unu este să călătoriți cât mai mult. Cu fiecare călătorie, cu fiecare experiență, probabil tu începi să muncești mai mult la tine. Da. Și să comunici mai sănătos cu oamenii din jur. Eu cred că pe oamenii îi salvează visurile și aspirațiile lor. E adevărat. Știi, acum mi-a venit așa o metaforă în gând, nu știu dacă știi istoria Imperiului Rus, despre Cățirea Năftăraia și Petru I, care au adus cultura în Rusia. Poți să spui câteva fraze? Poate ne a... molipsești și pe noi de a lucra păi, Imperiul Rus se considera sau era la, ca nivel de dezvoltare până la Petru I, la nivel de provincie. Și el a fost un um, monarh foarte, um, așa, progresiv, care călătorind și văzând cum se trăiește în Europa cum, ce se mănâncă, ce tradiții au, ce limbă vorbesc, ce muzică ascultă, că sunt pictori și așa mai departe, a adus aceste deprinderi în Rusia, în Imperiul Rus. Și atunci a început era înflorire sau cum să zic, da? Iarăși, călătoriile, da călătoriile, discuțiile cu oamenii schimbul cu oameni, de experiență este exact. calea cea mai potrivită în a -ți deschide ceva și a face ceva pentru tine da. și pentru viața asta da. Mariana, noi avem o întrebare tradițională în cadrul acestui podcast și să nu crezi că scapi de ea da. când ești sinceră cu tine ce îți spui cel mai des? Ce îmi spun? Ție, ce îți pui cel mai des? Iar să călătorești. Ah, <laughs> nu, când sunt sinceră cu mine depinde la ce mă gândesc. De obicei, sinceritatea cu tine, la mine cel puțin, se asociază mereu cu cu niște gânduri, așa, cu situații mai dificile, cu gânduri mai întunecoase, știi, cu când începi să te gândești ca așa, așa, ce nu-i bine, ce nu funcționează și așa mai departe. Eu, când mă prind la așa ceva, ești sincer că încerci să-ți răspunzi la întrebări. De ce ai făcut așa? De ce s-a întâmplat așa? Cum ai putea să faci altfel? Care este vina ta? Știi? Iată, pentru mine despre asta e a fi sincer cu tine. Noi avem un cadou <laughs> pentru tine. Mulțumesc. Mama mea are o vorbă, zice că dar din dar se face rai. rai. Da, 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 <laughs> știu vorba asta frumoasă. Este vorba de un set, un vin alb brut și două pahare, așa romantic. Tu, soțul tău, savurați în vacanțele voastre, ziceai că ții la producătorii autohtoni, da, 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 luați da. tot ce e mai bun cu voi în vacanțe. Da. <laughs> Eu, apropo, și pra cumpărături, adică mă îmbrac de la ultimii, cel puțin ultimul an de la producătorii autohtoni. Eu chiar susțin și îmi doresc să ajungem o altă Moldovă, Alt fel, să ne cunoască toți partea frumoasă a lucrurilor și toți să se poartă se cetățenia cu mândrie. Dar trebuie Frumat. să ne susținem unul pe altul. Zi te rog, două cuvinte, cum te-ai simțit tu și dacă am vorbit cam ce-ți-ai ce imaginat tu sau a fost totalmente altă discuție, altă discurs, pe alt segment. Zina, ca să-ți răspund la întrebarea ta, eu nu mi-am imaginat ce o să discut, ce o să vorbesc, că um, am încercat să-mi imaginez și am devenit cumva anxioasă și am zis că refuz, dacă mă mai gândesc, și am refuzat să mă mai gândesc. Adică mi-am căutat de treaba mea. <laughs> <laughs> și m-am simțit foarte bine, foarte liber. Ai avut dreptate, că nu e atât de stresant. Uh, vom vedea ce -ai, ceva e, ceva va ieși, nu știu. <laughs> parcă aș avea atât de multe de spus sau m-am stăruit să răspund uh, repede și succint la întrebările tale, dar și istorie multe și provocări multe și multe de toate. Adică parcă mai este loc de un podcast. Vezi? Au Asta trecut -am două ore, dar da, 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 cumva foarte repede au trecut astea două ore și de povestit ar mai fi multe. Știi, mie îmi place să povestesc atunci când mă dezleagă cineva, dar nu cu toți vorbesc. E, e faină și eu zic că oamenii cum o oră, dar ce am să-ți povestesc eu o oră? Și ajung de fapt și zic. Gata? Gata? Da, gata? Bună, dai de gust. Dar da, te simt că ești un om al poveștilor, un om care are ce da și prin ce învăța pe alții. Eu te aștept și încă într-un podcast ca să discutăm și să dezlegăm mai multe în momentul în care zici că te simți bine aici. Dar dacă este ceva important care tu crezi că trebuie neapărat canalizat în acest podcast sincer cu tine, noi știm să oferim timp pentru momentele importante. Vreau să-ți mulțumesc ție pentru că ai reușit să mă faci să mă simt confortabil și să mă dezleg la vorbă <laughs> și să povestesc. E foarte important, iată, cum te simți și mă simt într-adevăr foarte bine. Îți mulțumesc pentru asta. Să ai grijă de tine și vacanțe cât mai plăcute!